Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Brăila. Da, am ajuns în Brăila, vrem să o descoperim. Și suntem aici cu domnul Lâlă Gabriel. Așa. Vă salut, ghidul de turism al Brăilei. Și o să ne arate o mică parte, pentru că sunt multe lucruri de văzut și de arătat în Brăila. Și o să vă facem așa un pic de poftă, vă arătăm o mică parte. O să mergem și la muzeul caricaturilor sau muzeul umorului. Muzeul umorului. O să fie un material interesant, așa că rămâneți până la final. Vă salut! Bună ziua și bine ați venit la Brăila. Bine v-am găsit. Sunt bucuros să vă primesc în acest oraș care a avut o istorie fabuloasă. Practic, portul Brăila era recunoscut peste mări și țări, cum este vorba, pentru că de aici plecau mărfuri în întreaga lume. Okay. Este vorba de un oraș cu o istorie fabuloasă, un oraș în care s-au întâmplat foarte multe lucruri foarte interesante, un oraș al personalităților. Aici s-au născut și au locuit foarte multe personalități la nivel mondial. Dar să luăm un pic începutul, un pic istoria orașului Brăila și un pic istoria portului. Se spune că de la Brăila plecau prețurile cerealelor în întreaga lume și că bursa de cereale de la Brăila era cunoscută în întreaga lume. Dacă vorbim de istoria aceasta a orașului, comunitățile etnice, greci, italieni, armeni, evrei, rușii de rit vechi, practic toți au creat un oraș fabulos cunoscut peste tot. Este vorba de un oraș care s-a dezvoltat foarte mult prin prisma oamenilor de afaceri, străini, dar și români, care au investit aici, au avut curajul să-și investească banii, au deschis fabrici, au deschis uzine, au deschis mori și astfel Brăila a devenit cunoscută. Ne putem uita aici, de exemplu, este un pasaj din Cartea de Geografie a României din anul 1930, scrisă de brăileanul, marele geolog și geograf al României, Gheorghe Munteanu Murgoci, și aici apare o fotografie cu moara Lichiardopol, este vorba de o moară că era printre cele mai mari din Europa de Est la vremea ei, de la începutul anului 1900, o moară unde se prelucrau foarte, foarte multe cereale. De asemenea, putem să vedem aici foarte multe căruțe într-o fotografie veche. Era cunoscut faptul că dacă aveai un căruțaș bine plătit, îți puteai transfera marfa de pe vapor către fabrici și uzinele din zona Brăilei. Alte fotografii cu bărci, este vorba de zona portului, foarte multe macarale, foarte multe elevatoare, germanii în special erau foarte buni pe așa ceva. Da. Și de asemenea vreau să vă arăt aici din dicționarul geografic al județului Brăila de la 1894 un taber interesant cu numărul de vapoare care au sosit la Căpitania Brăilei. Iar în anul 1890 găsim aici 6595 de vapoare. Deci doar într-un singur an vă dați seama ce activitate intensă era în portul Brăila. De asemenea, existau și cursele de pasageri. Aici avem un document din anul 1904, dintr-un ziar local conservatorul Brăilei. Existau la vremea aceea cursele Galați-Brăila, Severin, Belgrad, Budapesta și Viena. Deci dacă vrei să pleci în Europa, din portul Brăilei, puteai pleca foarte ușor cu vaporul. Da. De asemenea, într-un ziar francez, Navigazet Paris, un ziar din anul 1906, în acel an în Brăila au intrat și au ieșit 11.870 de vapoare. Spuneam că vapoarele ajungeau peste tot în întreaga lume și aici este un document din revista Canalului de Suez, Le Canal de Suez, 1933, și am descoperit aici un pasaj din 1933, un vapor încărcat cu grâu a plecat din Brăila cu destinația Shanghai, deci până în Asia. De asemenea, aici două ziare americane, Minneapolis Journal, 1903, și un ziar din Chicago, 1921. Prețul cerealelor la bursele americane se luau de la bursele de cereale din Londra, Hull, Berlin, Hamburg, Brăila și Odessa. Foarte, foarte multe informații, foarte, foarte multe documente în ziarele și românești, dar și străine, care ne spun nouă cât de important a fost acest oraș în istoria lumii, nu doar în istoria națională. Revenim la Brăila de astăzi, da? Și avem în zona aceasta noastră un obiectiv foarte cunoscut de către toți turiștii un și simbol. Vizitatorii, un simbol, un simbol al orașului, este vorba de ceasul public, un ceas care a apărut în Brăila la începutul secolului 20, un ceas care a devenit cunoscut peste tot prin prisma fotografiilor și a cărților poștale, a vederilor care se trimiteau din portul Brăilei. Este un ceas care s-a construit cu banii donați de un filantrop brăilean, pe nume Petru Naum,
care a dat bani pentru a se construi acest ceas. Ceasul era o raritate pe vremea aceea, pentru că la început de 1900 se preferau ceasurile pe orologiile, pe biserici sau clădiri administrative. Ok, bun. Să ne continuăm drumul. Aici suntem în Piața Traian. Da. Este o zonă foarte interesantă. Prin prisma obiectivelor care sunt în această piață, dar și în jurul acesta, deoarece aici avem foste sedii de bănci, Banca Greciei, Banca Belgiei, care exista pe vremuri, un fost sediu al unui consulat, care exista în această zonă, și de asemenea, în partea stângă, putem observa cel mai vechi monument istoric din Brăila, este vorba de fosta geamie musulmană. Da. O geamie pe care armata rusă nu a demolat-o în anul 1928, dar au transformat-o în biserică ortodoxă. Și acum se numește Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Este interesant că este o biserică care nu are turle, a rămas practic forma veche a bisericii, a lăcașului de cult, dar s-a construit ulterior clopotnița în spatele acestei clădiri. Exact. Și este interesant că pe clopotniță apar două fotografii. Sunt două fotografii cu doi oameni celebri ai Brăilei, iar domnul din partea dreaptă dă și denumirea unui cartier din oraș. Este vorba de familia Chercea, nu foarte, foarte cunoscută. Ana și Nedelcu Chercea, doi oameni de afaceri, doi oameni care au iubit foarte mult Brăila, doi oameni care și-au investit practic toată averea sau aproape toată averea în orașul Brăila. Au donat bani pentru biserici, pentru clădiri administrative, dar și pentru clădiri particulare. Și la un moment dat au dat bani și pentru reabilitarea bisericii acesteia și refacerea clopotniței. Ok. Și dacă apucați să ajungeți duminică aici, puteți intra, este slujbă și puteți vedea și biserica. Cu siguranță. Da. Tot în această zonă, practic ca o inimă a acestei piețe Traian sau o inimă a orașului, în mijlocul acestei piețe este și o fântână construită în stil baroc, o fântână datată anul 1892. Iar în partea dreaptă este clădirea Muzeului de Istorie, da. Muzeul de Istorie Carol I, o clădire fabuloasă, care mai întâi a fost cazinou. Ok. Deci revenim iar la bani, la oameni de afaceri, exista și atunci această activitate. Dacă erau mulți bani aici, trebuiau să ajungă și într-un cazinou. Așa este, iar după cazinou, clădirea muzeului a fost și un hotel, Marele Hotel Francez se numea, o clădire foarte interesantă, unde au și înoptat oameni celebri, inclusiv regele Ferdinand al României. Da, și acum în clădire sunt mai multe muzee, sunt muzeele Brăilei Carol I și avem și niște materiale firmate, le găsiți mai în spate. O clădire foarte frumoasă și cu multă istorie și cultura orașului. Da. Tot aici în zonă trecem pe lângă statuia împăratului Traian, o statuie care este din anul 1906 la Brăila. În acel an s-au sărbătorit 40 de ani de domnie regelui Carol I. Exista și o inscripție în partea din fața a soclului, care a fost ștearsă, a fost distrusă și practic ne reamintește de războiul acesta daco-roman, să spunem. Istorie a lumii, nu doar a României, exact. Cum îmi place mie să spun. Este un oraș care încă păstrează parfumul și atmosfera de odinioară prin prisma clădirilor foarte vechi care au rezistat în Brăila. Sunt 1850, 1840, 1860, încă sunt inscripții și o să vă arăt și o inscripție pe o clădire în scurt timp. Da. Practic, orașul acesta în secolele 19 și 20 era un, să spunem așa, ca un fel de numărul 1 din punct de vedere al arhitecturii și al vieții sociale, dar și vieții economice. Se spune că piesele de teatru ajungeau mai întâi la Brăila, iar dacă publicul brăilean nu aplauda și nu era mulțumit de această piesă, regizorii se duceau și refăceau piesa. Atât de buni cunoscători în ale culturii și ale muzicii. Și dacă vorbim despre muzică, putem să amintim pe Hariclea Darcle, care s-a născut la Brăila, pe Maria Filoti, cea care dă denumirea teatrului din oraș. Deci sunt foarte, foarte multe personalități, pe Petre Ștefănescu Goangă, da. Marele bariton român, dar și scriitori brăileni, celebri, Sebastian. Mihail Sebastian, Panaiti Strati, da. Nae Ionescu
și putem continua așa timp de 2-3 ore legat de marile personalități. Da. Noi acum am venit la sfârșitul iernii, începutul primăverii, dar noi știm că pe această stradă din față arată foarte bine când vine primăvara, vara, sunt niște umbreluțe. Da, se montează și umbreluțele. Da. Este vorba de o stradă cu foarte multe povești, este vorba despre o stradă în care vedem și toți turiștii văd aici foarte multe clădiri istorice, dar și clădiri cu care își au amprenta aceasta a frumuseții și arhitecturii. Practic, acum este strada Mihai Eminescu, fosta ulița Târgului cu Prăvălii, fosta Calea București sau ulița Chiselev, sau strada Regală. Suntem aici și, de exemplu, pot să vă arăt câteva documente legate de această stradă. Sunt documente din arhive legate de firmele care aveau aici sediu. Aveam foarte multe magazine cu denumiri în limba franceză. Era de bon ton așa să dai o denumire interesantă. Aveam magazinul Paris Chic, terasa grădinile Versailles, marele magazin Louvre sau magazinul Ville de France. Denumiri interesante, oamenii aveau idei și pe vremea aceea și ar fi bine să luăm, să preluăm din ideile acestea vechi să le transpunem și astăzi în realitate. Pentru că, din păcate, această stradă astăzi nu mai are această activitate în special comercială, culturală sau de divertisment. Poate cu ocazia asta înviem și mai mult. Cum să nu? Cu mare drag și turismul mulțumim și pentru vizita la Brăila. Cu mare plăcere. Aici, pe partea dreaptă, avem, cum și scrie la intrare, scrie Teatrul Maria Filoti. Este vorba de o clădire foarte veche, cu o poveste foarte interesantă. Prima oară ea a fost un han, a fost un hotel, se numea Hanul sau Hotelul Rally. Iar legat de această clădire, foarte important, este un fost primar al Brăilei, de mulți ani în urmă, este vorba de primarul Dumitru Ionescu, care în momentul când și-a donat toată averea orașului, inclusiv această clădire care era particulară pe vremuri, a scris în testament ca orașul Brăila să-i folosească această clădire doar în scopuri culturale. Și iată că toți primarii de atunci, inclusiv primarul de astăzi al Brăilei, păstrează acest testament și este clădire fabuloasă, o clădire istorică, o clădire culturală, cu spectacole, concerte și tot felul de manifestări. Noi am fost și înăuntru și arată splendid. Clădirea aceasta, Maronie, iarăși o clădire interesantă, astăzi face parte din clădirea teatrului, dar a fost o clădire particulară. Este vorba de o clădire care a fost construită special pentru un farmacist de etnie greacă, este vorba de Petzalis, dar mai important decât el pot să spun că ar fi fata lui, Maria Petzalis, care s-a căsătorit cu celebrul doctor român, născut la Brăila, este vorba de Mina Minovici. Și vă spuneam că vă arăt și un an pe clădire. Da. Putem să vedem aici la intrare 1864. Aici. Deci chiar anul acesta împlinește 160 exact. De ani. Clădire care s-a păstrat și reprezintă așa un mic simbol al acestei străzi. Da. Este o clădire foarte, foarte interesantă. În special primăvara și vara, în Brăila vin turiști, vin oameni să vadă, să se plimbe chiar și pe Dunăre, cu șalupe, cu bărci. De acum natura înflorește și, practic, Brăila, pot să spun, nu doar primăvara și vara trebuie vizitată, practic, Brăila este un oraș open space, cum îmi place să-i spun. Brăila poate fi vizitată în orice perioadă a anului. Chiar și iarna are un farmec aparte, pentru că mergi în zona Dunării și vezi tot felul de păsări sau partea aceasta de zăpadă sau gheață, toamna în special pentru salcâmi, pentru vegetația din parcuri și atmosfera aceasta din centrul istoric. Da. Toamna și chiar și iarna poți vedea mai bine clădirile pentru că copacii nu mai au frunze și iarăși e un alt peisaj. Da, exact. În fiecare perioadă se schimbă așa un pic peisajul. Da. Nu toate clădirile sunt reabilitate în Brăila. De exemplu, o clădire pe care noi, mulți brăileni, o fotografiem și plângem așa după vremurile bune, când clădirea aceasta arăta cu siguranță mult mai bine, este fostul Hotel Bristol, construit la sfârșitul secolului XIX. Este un hotel care
Avea și reclame în ziarele americane, l-am găsit în documente de arhive, un fel de, cum sunt astăzi tot felul de site-uri social media, de promovare turistică. Hotelul acesta s-a mai numit și Hotel Brăila, iar ultima denumire a hotelului încă apare pe fațada clădirii, este vorba de Hotel Pescăruși. Da. În păcate este o clădire particulară, nu știm ce se va întâmpla în viitorul apropiat sau mai îndepărat. Este interesant totuși despre această clădire să menționăm că în această clădire s-a născut marea cântăreață de operă și soprană, Hariclea Darcle. O informație poate mai puțin cunoscută. Nu știam, deși ne-am făcut câteva teme, nu știam. Avem și un liceu de arte în Brăila, care se numește Hariclea Darcle și acel festival de canto. Da. Este practic un oraș în care oamenii au putut să-și desfășoare tot felul de activități culturale, comerciale, economice. Și este un oraș care atrăgea ca un magnet marile spectacole. Pentru că acum mulți ani în Brăila erau foarte mulți bani. Practic ne comparam cu marile orașe ale lumii din punct de vedere financiar. Da. Și era normal ca aici să vină toate trupele și toate spectacolele să apară și la Brăila. Bineînțeles, după București, de exemplu, dacă vorbim despre bănci naționale sau sedii de consulate, practic apăreau prima oară în București și după aceea veneau la Brăila. Și bineînțeles și la Galați, iar o informație legată de Brăila și Galați, este vorba de primii oameni care au vorbit la telefon din două orașe românești, sunt brăilenii și gălățenii. În anul 1889 se instalează cablul de cupru, în așa fel încât patronii sau oamenii de afaceri să vorbească mult mai ușor la telefon, să-și facă afacerile împreună. Orașele acestea, Brăila și Galați, ca și porturi, apar împreună în foarte, foarte multe documente, în special din arhivele franceze, din arhivele americane. Se făcea un comerț fabulos în această zonă. Da. Normal că și în aceste orașe rămâneau foarte, foarte mulți bani. Am găsit vase scoțiene, vase americane, vase din multe locuri ale lumii care ancorau în portul Brăila pentru a încărca sau a descărca marfă. Da. Bineînțeles, având Dunărea. Da, noi trebuie să folosim astăzi Dunărea mult mai mult decât trebuia, atât din punct de vedere comercial, dar mai ales, și aici dacă vorbim despre turism, din punct de vedere turistic și al industriei ospitalității. Da. Foarte, foarte important. Ne-a dus într-un loc iarăși de renume, să zic așa. Un loc foarte interesant și da? Un loc de pe o stradă, care după părerea mea ar fi trebuit să fie numărul 1 în Brăila din punct de vedere turistic. Este vorba despre strada Ana Aslan, da, unde s-a născut și a copilărit câțiva ani din viață celebra doctoriță Ana Aslan, putem să-i spunem așa, un om fabulos. Avem astăzi celebrele branduri farmaceutice și celebrele tratamente, da, care sunt recunoscute peste tot în întreaga lume. Ana Vasilichia Aslan s-a născut pe 1 ianuarie 1897 în această casă. Apoi a plecat cu toată familia la București, a devenit celebră. Agenția Americană a Medicamentului, practic, când i-a brevetat produsele sale, de atunci brandul a fost foarte puternic și mari personalități din lume căutau să vină la București, la Institutul de Geriatrie, sau Ana Aslan era invitată și primeau bani foarte mulți românii, prin guvernul României de pe vremuri, pentru a trata Ana Aslan pacienți și persoane celebre din întreaga lume. Tito, Charles de Gaulle, Claudia Cardinale sau Charlie Chaplin, putem să spunem așa, dintre personalități care au fost tratați direct de către fabuloasa Ana Aslan. Ana Aslan a trăit, după cum se vede și pe această plăcuță, a trăit 91 de ani, deci foarte, foarte mult. Da. Practic spune multe despre această pasiune a ei pentru geriatrie, pentru gerontologie. Și practic este un simbol și astăzi și foarte mulți turiști, chiar și străini, când vin la Brăila, dacă nu aud de Ana Aslan, măcar aud de aceste tratamente. Chiar Ana Aslan avea un citat foarte interesant: să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să-l cucerești. Sunt tot felul de documente din arhive pe care le-am găsit, arhive americane, arhive franceze. Vedeți aici, Gerovital H3, Anti-Aging Treatment.
și tot felul de documente. Tot în această clădire, da, dacă vorbim de istoria acestei case interesante, da, dacă aici suntem pe strada Ana Aslan, chiar în această zonă este o străduță mai mică, se numește strada Constantin Hepites. Constantin Hepites, un fost primar al Brăilei, dar cunoscut mai mult ca și medic, ca și doctor, deci tot în domeniul medicinei, și este interesant că a locuit înaintea Anei Aslan în această crasă. Practic, Ana Aslan a avut o energie medicală prin prisma acestui Constantin Hepites. Este vorba de un om care a fost directorul carantinei din Brăila. Ce însemna acest lucru? Veneau vapoarele în port, acum 100 de ani, sau mai bine de 100 de ani, și pentru că puteau fi oameni care erau bolnavi pe aceste vase, să nu îmbolnăvească un oraș întreg, primeau un tratament direct pe vas, pe vapor. Tot Constantin Hepites este recunoscut ca omul care a inventat, care a scris farmacopeia română, primul rețetar farmaceutic al medicamentelor. Iar dacă vorbim despre familia Hepites, un membru al acestei familii, este vorba de Ștefan Hepites, la fel poate mai puțin cunoscut, este vorba de omul care a înființat prima stație meteo a României. Prima stație meteo a României oficială a fost creată, bineînțeles, la Brăila, în anul 1878, iar Ștefan Hepites a ajuns, prin prisma muncii și a pasiunii sale, primul director al Institutului Meteorologic din București. De aceea, în București, în capitala României, există stradă avem Ștefan Hepites, exact, cu numele lui. Da, că tot vorbeam mai devreme, și avem chiar și o stație de autobuz, da? Ștefan Hepites. Din păcate, la Brăila, deocamdată, nu avem absolut nimic legat de acest fabulos om de știință, care a înființat foarte multe lucruri. Prima hartă magnetică a României, primul serviciu de măsurători și cântare, tot acest brăilean român, Ștefan Hepites, le-a creat. Deci, iată o casă cu foarte multe povești, o casă care aparține acum Fundației Ana Aslan din București, este o fundație particulară, și sperăm să fie reabilitată cât de curând pentru a-și recăpăta strălucirea de odinioară. Suntem în continuare pe strada Ana Aslan, o stradă cu foarte multe povești, foarte multe clădiri interesante, iar aici avem o biserică impresionantă, este vorba de Biserica Sfântul Nicolae, care are și câteva povești foarte, foarte frumoase. O biserică construită inițial după 1830, o biserică care a fost demolată și distrusă prin faptul că a luat foc la un moment dat. Okay. Pe vremea aceea era în zona aceasta cea mai mare, cea mai înaltă clădire din Brăila și pentru că era cea mai înaltă, sus în turn era și sediul pompierilor. A luat foc din neglijența unui pompier. Tocmai această clădire, exact, a luat foc. Așa, ca o poveste și un pic hazlie. Biserica a fost refăcută în perioada 1860-1865 și a fost adus aici să repicteze biserica pictorul Petre Alexandrescu, nu foarte, foarte cunoscut în istoria României. Mănăstirea Antim, de exemplu, este pictată de către pictorul Petre Alexandrescu, un pictor din Craiova. În timp ce picta biserica, aici în zona aceasta venea o domnișoară frumoasă, este vorba de Atena, Atena Rally. Ok. Și practic ea este fata, Atena Rally, este fata celui care a avut în proprietate actualul sediu al Teatrului Maria Filotti, hanul sau hotelul Rally. Okay. La auzul veștii, tatăl fetei nu a fost de acord cu prietenia lor, dar acest pictor, înainte să plece din oraș, după ce și-a terminat serviciul, lucrarea la această biserică, s-a dus la tatăl fetei. Iar tatăl fetei i-a spus în felul următor: dacă vrei totuși să te căsătorești cu fata mea, cu Atena, o singură condiție trebuie să îndeplinești, începând de mâine trebuie să renunți la pictură. Acest pictor a pus în balanță, da, ce ar putea să facă, ce făcuse până atunci în viață și a ales să rămână la Brăila și să se căsătorească cu Atena. Au devenit una din marele familii ale Brăilei, Atena și Petre Alexandrescu, o familie foarte importantă a orașului. Și legat de istoria aceasta a familiei, prin prisma unui copil, Petre Alexandrescu a fost și bunicul marelui cântăresc de operă și bariton român născut la Brăila, Petre Ștefănescu Goangă. Deci asta, încă un motiv în plus să veniți pe această stradă, Ana Aslan, care are foarte, foarte multe povești, să vizitați și această biserică fabuloasă. Noi am făcut, nu știu, cred că vreo 3-4 minute până aici și în timpul ăsta am mai prins așa câteva povești. Deci când mergi cu Gabriel, are multe de spus. Sunt multe informații interesante. Da. Pe aici a fost și regele Mihai și regele Carol, la un moment dat în istoria României. Deci iată, cu atât mai mult să ne plimbăm pe această stradă, exact, interesantă. Exact.
Mi-ai spus la un moment dat că dacă ai face un top 3 de clădiri, ar ocupa un loc fruntaș. Da, cu siguranță locul întâi în topul meu personal este această clădire. Noi îi spunem Casa Bancotescu, da, pentru că aici a locuit o familie foarte importantă, oameni de afaceri, dar și mari filantropi ai orașului, Maria și Petre Bancotescu, oameni veniți din zona Brașovului la Brăila pentru a face afaceri în primul rând. Și ei au înființat la Brăila o fabrică care s-a numit Rizeria Română. Da. Pot să vă arăt aici o fotografie cu fosta rizeria orașului. Da. Noi chiar avem și astăzi o stradă care se numește strada Vadul Rizeriei, unde este fosta fabrică importantă. Practic o fabrică prin care se prelucra orezul, riso, orez, nu? Da. Limba italiană. Fabrică de desfăcut puful de pe orez. Având bani, au adus utilaje din străinătate, au prelucrat foarte multe cereale și orez în special și oamenii au devenit foarte importanți în această zonă. Iar în momentul în care Petre Bancotescu și-a scris testamentul, vorbim iar de un filantrop important, a lăsat bani orașului Brăila pentru a se construi o școală comercială. Și este interesant că tot pe această stradă, care se numește strada Radu Campiniu, există astăzi o instituție de învățământ, recent făcut Colegiul Național, Colegiul Național Nicolae Iorga, care în anul 1940 s-a numit Școala Comercială Petre Bancotescu. Okay. Și pe această stradă, Radu Campiniu, sunt și alte clădiri interesante. Este vorba de fosta școală catolică Sancta Maria. Da? Este undeva în zona aceea, astăzi este un spital acolo. Da. O clădire unde învățau și locuiau fetele catolice, dar nu doar fete catolice. Erau fete de toate etniile, și franceze, și românce, și evreice, care învățau în această instituție de învățământ. Sunt foarte multe povești, cum spuneam și pe celelalte străzi, sunt povești care fac acest farmec încă plăcut al Brăilei și în zilele de astăzi. Observăm că sunt foarte multe clădiri, una lângă alta, fiecare cu câte o poveste. Din câte am observat, exact. Plimbându-ne pe aici și spunându-ne... Cam toate au câte o poveste, exact. Și eu găsesc la arhive tot felul de informații. Iar legat de Casa Bancotescu este un lucru pozitiv și eu mă bucur, vă dați seama, foarte mult pentru că este în topul meu această clădire, pentru că clădirea se va reabilita în curând. Și sperăm bine, poate într-un an, doi maxim, să își recapete strălucirea de odinioară. Ne-a adus așa într-un punct strategic, pentru că de aici o să vedem două biserici, clădire, dar ne spui tu mai multe. Da, suntem într-o altă zonă a centrului istoric, o altă zonă cu tot felul de povești, iar de aici, din acest loc, se văd trei biserici, practic toate trei foarte interesante. În zona aceea vedem Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, o biserică așa construită în stil rusesc, să-i spunem, cu acele cupole, da, fabuloase, a mai fost dărâmată, cum erau construite mai întâi din foarte mult lemn, iar acum este o biserică interesantă a Brăilei. Tot în zona aceasta noastră avem templul coral evreiesc. Este singurul templu coral evreiesc pe care îl mai avem în Brăila. Sinagogile evreiești erau foarte multe pe vremuri, pentru că această comunitate evreilor era foarte importantă. Aveau foarte multe firme, foarte multe magazine și reprezentau un număr foarte important ca și număr de populație în istoria orașului. Vorbim aici despre oameni celebri evrei, printre care Joseph Juran sau Mihail Sebastian. Și astăzi avem foarte multe piese de teatru care sunt făcute după scrierile acestui fabulos scriitor român. Ziua, străiți. Tot în această zonă, și vreau în special să accentuez această biserică, vedem în partea aceasta o biserică interesantă, este vorba de Biserica Bulgărească sau Biserica Bulgară. Iar legat de comunitatea bulgărească, este vorba de faptul că steagul Bulgariei a fost creat la Brăila. Și practic foarte, foarte mulți bulgari știu despre acest eveniment important din istoria Bulgariei. Inițial a avut un leu pe mijloc, steagul Bulgariei, drapelul. Știm că leva înseamnă leu, deci practic noi și bulgari avem aceeași monedă. Da. Iar acum steagul original, pânza originală creată la Brăila, se află la Muzeul de Istorie din Sofia, iar sub pânza originală scrie Banner of Brăila. Deci o altă comunitate importantă care a dat relevanță nu doar orașului Brăila, dar și Bulgariei. Suntem aici pe strada Petru Maior, iarăși o stradă foarte interesantă care merită vizitată. Ai pregătit niște poze, să ne mai arăți câte una, câte alta. Ia să vedem. Cu siguranță, când vii într-un oraș, îți place și activitatea care a fost înainte și tot ce era
activitatea portuară, dar și viața comercială. Și aici vreau să vă arăt 4 fotografii foarte interesante. Sunt fotografii pe care le am în colecția mea personală, fotografii care datează din anul 1917. După cum vedeți pe această poză, Romanian 1917, Brăilev, Brăilen, cum mi se spunea Brăilei la vremea aceea. În această fotografie se regăsește statuia împăratului Traian. Da, am trecut pe lângă ea. Exact. Aici vedem o fotografie cu zona gara fluvială și zona portului orașului. Încă mai există foarte multe din această zonă, practic nu s-a transformat mai deloc între timp. Aici vedem o fotografie, la fel cu statuia împăratului Traian, dar vedem și fosta geamie musulmană, actuală biserică, da, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Și în această poză vedem foarte interesant cum erau străzile din granit, da, granit dobrogean din această parte a României. Iar aici o fotografie interesantă cu activitatea portuară care exista în portul vechi al orașului. Și aici se văd vapoare, dar se văd și vagoane cu cereale. Legat de activitatea portuară, există și activitate de noapte, pentru că marinarii veneau, se odihneau. Da, felinare. Avem foarte multe documente și mai avem și niște povești cu terente. Foarte multe povești, Terente, Tanti Elvira, exact. Sunt nume care încă există astăzi, se regăsesc pe foarte multe documente și materiale și audio, dar și video. Da. Dacă vorbim despre Terente, celebrul tâlhar, celebrul bandit, dar și o persoană care era căutată de foarte multe doamne și domnișoare, în multe documente străine l-am găsit pe acest Terente, care era asemuit cu Robin Hood, ziale englezești, sau okay, Leroy de Omare, regele Mlaștinilor, regele Dunării, în ziarele francezei. Se ascundea în bălțile Brăilei, deși el era dobrogean, dar practic Dobrogea și Brăila sunt exact în aceea zonă. O persoană care a făcut așa fabulos și prin prisma aceasta de cancan orașul. Există și celebrul film românesc Terente, regele bălților, cum de asemenea mai există un film care s-a realizat după scrierea lui Panait Tistrat, este vorba de Codin, un alt haiduc, să spunem așa, al Brăilei. Iar filmul Codin a fost chiar premiat acum 90 de ani, în anul 1950, când a apărut o coproducție româno-franceză. Iar dacă revenim la partea aceasta de cancan, pe lângă Terente, Codin sau alți tâlhari ai Brăilei, putem să amintim despre celebrele străzi ale Brăilei, Strada Neagră, Strada Roșie, Strada Unirii. Sunt străzi unde existau foarte multe case de toleranță. Da. Exista practic o activitate legală, o activitate comercială, putem să-i spunem legală. Fetele plăteau taxe, plăteau impozite și fiind zona aceasta a portului, da, foarte multe persoane după activitatea din port, de dimineață, vreau să-și petreacă seara și noaptea în compania unei dame de companie. Și exact, mai există și legenda acelor găuri în copac, nu? Da, se spune că în mulți copaci din Brăila, doamnele sau domnișoarele care vreau să îl întâlnească pe Terente, lăsau scrisori de dragoste, scrisori de amor, iar da, Terente sau prietenii lui se duceau și recuperau aceste documente. Practic sunt tot felul de poveștia. Dacă ne uităm în documentele din arhive române sau străine, printre persoanele care au cele mai multe articole sau în care apar în cele mai multe articole, putem să pomenim pe Ana Aslan, pe Panait Tistrati și chiar pe Terente. River Bandit, cum mi se spunea în documentele internaționale. Acestea fiind spuse, continuăm materialul în Muzeul Umorului și asta pentru că mai sunt oricum multe de arătat, dar o să vă lăsăm pe voi să veniți să luați legătura cu Gabriel și să luați la pas centrul Brăilei și ce mai e și pe lângă centru. Îți mulțumim foarte mult și acum o să ne creezi legătura, exact, nu? Și după cum era vorba vechea Brăilei, la noi la Brăila ușor și câștigă lira, okay, femeia muncește, bărbatul plătește, ce bine e la noi la Brăila. Suntem în fața unei clădiri cu alte povești foarte interesante. Este vorba de clădirea Palatului Lira, o clădire de peste 100 de ani, o clădire care a fost reabilitată în ultimii ani foarte frumos, o clădire particulară, o clădire unde se țineau și foarte multe spectacole și concerte ale vremurilor de mult apuse, să-i spunem, dar și astăzi renaște foarte frumos prin faptul că sunt foarte multe spectacole și concerte într-o sală foarte frumos renovată pe care o veți vedea.
Iar noi vom intra acum în partea de parter, unde găsim, cum este și plăcuța acolo, găsim și Muzeul Umorului. Este o inițiativă privată, practic este primul și unicul muzeu al umorului din România. Este o inițiativă a unui brăilean, foarte bun prieten de-al meu, caricaturistul Costel Pătrășcan, cunoscut și la nivel național, care a avut această idee și mulți turiști vin aici pentru a se delecta câteva clipe și cu partea aceasta de voie bună și haz. Haideți să intrăm! Bun, începem muzeul cu niște haine. Da, este un personaj terent, un personaj cunoscut pentru zona Brăilei. Și vă spun și când a trebuit să confecționez pantaloni, cât de greu mi-a fost, fiindcă demersul meu a fost întâmpinat de croitori, în fine, destul de ciudat, așa, fiindcă toată lumea, când a auzit că îmi doresc o pereche cu trei picioare, în fine, credea că nu-s întreg. Până la urmă am reușit la un croitor mai creativ, să zic, la teatru, unde era mai artist așa și am reușit să fac ideea de Terente. Exact. Da. Da. Avem o bibliotecă și ne gândim să o dezvoltăm. De fapt, Muzeul de Umorului își dorește să meargă pe mai multe componente. Grafică satirică, ceea ce se vede. Uitați, copii și pisici, așa, vesel. O pisică foarte blândă, deci numai pe lângă noi asta și am mângâiat-o. Da, dacă tot vorbim de râs, face parte și pisica din familia felinelor și de aia e un mediu bun Muzeul Umorului. Da, spuneam că avem o clădire care anul acesta împlinește 101 ani. A fost făcută cândva din donații, din contribuția brăilenilor și a păstrat, să zic, caracterul și acum este tot o fundație, un ONG și căutăm, fiind și un gest din partea societății civile brăilene, de a repara ceea ce brăilenii de altă dată ne-a lăsat moștenire. Și mergem pe două componente, să reabilităm clădirea, ceea ce în mare parte veți vedea că s-a și făcut. Da, vă așteptăm să vedem cum arată. Da, și să-i dăm și ceva conținut cultural. Da. De aceea am și gândit Muzeul Umorului aici. Un spațiu care sper să fie cel puțin prietenos și să adune cât mai mulți vizitatori. Da. Să ne plimbăm prin... Da. Prin spațiu. Da. Aici am și, nu știu dacă este atât de important, am și un atelier. Eu sunt caricaturist și tot ce fac, să zic, tot ce am construit în zona asta de umor, e o chestie voluntară. Am zis că suntem datori să întoarcem și comunității din care facem parte ceva. Nu este un demers ușor și n-aș mai intra, fiindcă în amănunte, dar am avut o mulțime de probleme cu administrația și chiar lucrurile sunt destul de complicate. Dar să iau partea care până la urmă mă interesează, faptul că oamenii vin aici, găsesc un spațiu generos ca și... nu doar ca spațiu, ca și conținut. Că aici sunt o parte din lucrările mele, aici o parte din lucrările lui Mihai Stănescu, celebrul caricaturist. Cele pe care le vedem acum. Da, da. Da. E o colecție de caricatură și caricaturiști români și internaționali. Vedem că fiecare caricatură are o poveste. Da. Și aici, dacă vii și doar la o caricatură, te uiți, ai nevoie de câteva minute să stai să-ți imaginezi povestea. Așa este. Valentin Chibrit, un portretist foarte bun din România. Într-adevăr, caricatura reușește, zic eu, să facă,
prin puține cuvinte, prin puține semne, prin puține linii, să transmit un mesaj generos, dacă, care de multe ori îți dă de gândit, de multe ori îți dă și de râs, te face să râzi, dar cel mai bine este să te facă și să gândești și să râzi, zic eu. Și haideți să mergem și aici. Lupta noastră este tot timpul de a repara clădirea și de a găsi spații, pereți unde să expunem, fiindcă lucrurile sunt. Important este să reușim să câștigăm pereți. Este inedit un muzeu al umorului în România. Știm foarte bine, când mergem undeva într-o excursie într-o altă țară, componentele cu tentă umoristică, că luăm umbrelo, că luăm, știu eu, o cană sau știu eu, căutăm să aducem în țară celor dragi o amintire cu umor. Da. Deci e un lucru care reușește prin se spune că există un hormon al fericirii, atunci când râzi, e un sentiment de bine pe care ți-l dă râsul. Și noi cam asta vrem, fiindcă spuneam eu cândva că noi românii am avut parte de, în istoria noastră, de o mulțime de necazuri, că facem noi haz de necaz. Și avem componenta asta de a râde, de a avea umor. Suntem o nație cu umor, care nu-i puțin lucru. Avem noi alte defecte ca și așa, dar umorul avem. Da, asta e sigur. Da, da. E o supapă atunci când este greu să facem haz de necaz, se spune. Și fiindcă atâta timp cât reușești ca să glumești pe o temă destul de complicată, eu zic că problema e ca și rezolvată. Da. Da. Și e un spațiu pe care ne-l dorim să-l dezvoltăm. Asta este. Mă refer la zona de caricatură. Avem și o sală, vom merge și mai târziu și în sala de spectacole, unde noi cultivăm genul ăsta de spectacole cu, știu, conținut, să zic, diferit. Acum vom avea, chiar eu voi avea un spectacol cu un dinul oraș, un cantautor care este destul de cunoscut pe plan național, și facem un show care am văzut că se bucură de succes. Mai multe detalii despre spectacole găsiți pe pagina dumneavoastră de Facebook. Da, și Instagram. O să punem și un link în descriere. Și atunci când vă plimbați prin Brăila și luați la pas, merită să veniți și aici. Da. Dacă considerați, bineînțeles. Să vedem ce mai găsim. Mai mergem puțin mai încolo. Da, într-adevăr, ideea de caricatură națională și internațională persistă. Ce să zic? Sunt nume importante din caricatura românească, cel puțin. Teme la fel de actuale. Construim. Da. Asta este ideea. Da, așa este. În clădire mai sunt și alte ateliere, fiindcă se mai aud voci de copii. Avem, se țin și cursuri de pictură, de modelaj, de actorie, de canto, deci e un spațiu în care cei tineri își găsesc locul. Da, vedem. Avem și o curte unde am făcut o expoziție chiar în vară. Am intitulat-o, avem un zid, este zidul de la hotelul Pescăruș, care am înțeles că l-ați vizitat, da, cel puțin, da, în fine, cât mai este din el. Și am avut o expoziție care desenele au fost expuse pe zid și am zis noi caricatura pusă la zid, fiindcă există componenta asta de atitudine în caricatură, de a spune lucrurile pe care de multe ori mulți se feresc să le spună. Da.
Așa este. În caricatură poți să spui lucrurilor pe nume. Și cred că este istoria cea mai, se spune, este istoria, până la urmă, istoria adevărată, fiindcă o caricatură nu reușește să aducă elogii, prezintă realitatea crudă și cred că, până la urmă, tot ce avem aici e o istorie adevărată a ultimei perioade din ceea ce am trăit. Da, am văzut așa, din mers am, putem merge și mai încolo? Am zărit câteva. Da, chiar dacă spune că vă rugăm închideți ușa, da. Da, e aici am iarăși o parte din lucrările mele, parafrază după texte de Mihai Eminescu, puse într-o cheie comică. Am făcut-o pentru 15 ianuarie, Ziua Culturii. Am văzut că s-a bucurat de succes, mai ales că există și un... sunt foarte mulți copii care vin și caricatura cu tetă culturală cred că este potrivită pentru ei. Și aici, în spate? Ion Barbu, Mate Aslan, Orațiu Mălăele, Mardale și mulți Nel Cobar. Da. Așa că ne-am dorit ca să o extindem și ăsta este următorul pas, dar vă spuneam că important este să reușim să câștigăm pereți. Da. Mai vedem aici un pian. Da. Unul din cele 3.000, nu? Da, da, da. Există o informație în sensul ăsta că Brăila este cunoscut, orașul este cunoscut ca orașul cu 3.000 de piane. Nu se referă la perioada de acum, da. Ci acum mult timp în perioada interbelică și înainte de perioada interbelică. Chiar îmi puneam problema că este foarte important ca să ai un instrument de genul ăsta și dovedește, cred eu, rafinamentul cultural a celor care trăiau aici, fiindcă atât, nu toată lumea care, cred eu, are un pian în casă devine pianist, dar faptul că te lovești de un pian când ești mic și ai tangență cu un instrument de genul acesta, eu zic că îți lasă o amprentă pe formarea ta. Da. Asta dovedește odată în plus calitatea umană a celor din Brăila. Era cunoscut că și este cunoscut faptul că la Brăila s-au născut foarte multe personalități culturale și bănuiesc că colegul meu ne-a spus câteva, dar da, după când am tăiat filmarea, n-am mai spus încă alte nume, deci sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Da. Cred că dacă ar fi un top, cred că Brăila ar sta undeva foarte sus. Noi avem un trecut și nu ascund lucrul ăsta glorios, prezentul e mai diferit. Neplăcut, da? Și da. Pare că nici viitor nu este, deși noi facem pași în sensul ăsta de a gândi, de a face, construi și un viitor, fiindcă suntem totuși ca multe alte orașe, suntem un oraș destul de îmbătrânit, să spunem, în statistici arătăm destul de suntem în parte de sus, ceea ce când ai tineri, în fine, nu poți să spui că ai și viitor, fiindcă viitorul este legat de generația tânără, zic eu. Da. Și asta nu m-am uitat, am fost nu de mult la Cluj și am văzut ce efervescență când găsești acolo foarte mulți tineri. Da. Și nevoile sunt de altă natură. Dar putem juca și noi, în contextul ăsta național, cu argumentele noastre. Adică zona asta veche, care de multe ori, bănuiesc și pe dumneavoastră, v-a surprins că există o cantitate atât de mare. Se spune că, după clădirile de patrimoniu, Brăila este pe o poziție superioară Sibiului, adică avem astfel de clădiri. Da. Și aveți clădire după clădire. Da. Cu o importanță istorică. Așa, important este cum reușim noi să prezentăm celor de care vin în Brăila
zona asta. Da. Cu arhitectură veche, care e destul de consistentă. Este. Să continuăm. Haideți să mergem. Urcăm, urcăm la sala de spectacol. Da. Poftiți. Intră tu cu camera mai întâi în această sală. Da, este un spațiu. Oh, pardon. Scuze. Un spațiu în care se desfășoară spectacole de toate genurile, muzicale, să zic, teatru. Și eu zic că întregește ideea asta culturală a noastră. Avem jos partea de expoziții, bibliotecă, ateliere și sus avem o sală de spectacole, unde am reușit, zic eu, sper că nu e o aroganță din partea noastră, chiar să ne formăm în scurt timp un public și o atmosferă prietenoasă. Eu țin la lucrul ăsta, omul să vină și să aibă sentimentul că întâlnește oameni compatibili, ceea ce nu ascund, se întâmplă mai rar în Brăila, fiindcă important este și cadrul și cum construiești toată ideea asta de spectacol și invitații pe care să-i aduci. Da. Da. O clădire care, o sală care, dacă ați fi văzut-o acum 2 ani de zile, aș zice că nu, adică transformarea este totală. Am venit, a fost o sală de cinematograf aici. Totul s-a făcut cu bani din donații, vă spuneam eu, 0 bani publici și cu muncă voluntară. S-a muncit foarte mult. Important este, și aici cred că aș avea și eu o datorie, să zic, să, în zona culturală, să facem ca această clădire să fie vie. Până la urmă, orice lucru, cât de minunat ar fi o clădire, dacă nu ai nimic în ea, nu se întâmplă nimic, nu are viață. Și asta omul ne dorim sfințește locul. Da, așa este. Pare un cuvânt, o expresie, în fine, un truism între astea, dar nu, este adevărat. Omul, și ați văzut și dumneavoastră, sunt oameni care mișcă un oraș, o țară, de multe ori, dacă este în stare de să facă ceva. Așa este. Da. Păi, atunci vă dorim succes. Mulțumim, sper să veniți și altă dată și poate prindem, când avem un spectacol, să vedeți ce atmosferă plăcută avem. Ar fi interesant. Poate chiar la un spectacol făcut de mine, în care se râde foarte mult. Okay. Eu zic că nu doar pleacă omul râde, ci pleacă și cu ceva acasă, fiindcă sunt teme generoase pe care noi le abordăm, teme de multe ori care zona artistică nu prea le exploatează, să zic așa. Mergem și în zone cu teme mai plecat de la social, dar nu sau politic și alte teme, care ecologie, că e o temă mai rar. Care, mai rar, da. Ținem ca să transmitem mesaje și oamenii sunt solidari cu ceea ce transmitem noi. Da. Ok. Da. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim tare mult și poate ne mai vedem și pe altă dată. Sigur, sigur, cu mare plăcere. Toate cele bune. Bine ați venit și sperăm să ne revedem. Cu mare drag.